Vaticanul este cel mai faimos loc religios din lume, căminul papilor și gazda unei arhitecturi menite să staie răsuflarea. Însă sunt mult mai multe lucruri interesante pe care mulți poate nu le știu despre Vatican. Vaticanul este cea mai mică țară din lume. La recensământul din 211, Vaticanul numără numai 594 de locuitori. Aceasta este de departe cea mai mică națiune din lume. Cu toate acestea, atrage extrem de mulți turiști din lumea întreagă, o numărătoare arătând o cifră de 5 milioane și jumătate de vizitatori anual. Vaticanul are propria armată. Cunoscut oficial sub numele de Garda Elvețiană Pontificală, această armată numără numai 135 de soldați puternici. Ei poartă o uniformă ce pare că a rămas de pe vremea Renașterii, însă beneficiază de antrenament militar modern. Cu doar două piste de 300 de metri și o stație, rețeaua de cale ferată din Vatican este cea mai mică din lume. Este folosită pentru a importa bunuri și pentru scopuri ceremoniale, motiv pentru care nu este un orar regulat pentru pasageri. La Vatican se bea mai mult vin decât oriunde în lume. Un rezident din Vatican consumă în medie 54,26 litri de vin pe an. Lucru ce îi oferă acestei țări statutul de patria cu cel mai mare consum de vin pe cap de locuitor din lume. Italia are mai multe patrimonii culturale UNESCO decât oricare altă țară de pe pământ. Însă Vaticanul este singura țară care a fost desemnată în întregime patrimoniu UNESCO.